Liga 1 a intrat în pauză timp de 2 săptămâni, deoarece Naționala României are programate în această perioadă 2 meciuri în preliminariile pentru Euro 2012 cu Bosnia-Herzegovina și Luxemburg. Cu siguranță multe din echipele eșalonului 1 așteptau această mini-vacanță pentru a-și pune la punct tactici cu care își vor ataca adversarul. Pentru Panduri este o pauză binevenită, Grigoraș dorind să-și resusciteze elevii. Vor fi 2 săptămâni de muncă asiduă pentru noi, pentru alții, pentru gazde, cred că, în afară de muncă, va fi și multă liniște. La noi, din păcate, situația din clasament nu ne permite să fim foarte liniștiți. Pentru Pandurii nu va fi o vacanță liniștită, dată fiind evoluția din primele 3 etape ale returului de campionat. Formația din Târgu Jiu nu are în acest moment jucători de națională, însă are 3 jucători convocați la Naționala de Tineret a României. Gabriel Matei, Ciprian Brata și David Lazar sunt jucătorii care s-au alăturat lotului pentru turneul din Austria și Slovenia. Sper că aceste 2 săptămâni să ne fie benefice, pentru noi sunt binevenite. Și odată cu reluarea meciurilor oficiale, întâlnim CFR-ul pe teren prop, echipă foarte grea și dificilă, să fim acea echipă din la sfârșitul turului. După această pauză, Pandurii Târgu Jiu vor încerca să urce în clasament, ei situându-se de 6 etape pe locul 16. Liga 1 se va relua săptămâna viitoare.